Salutare și bine ne-am regăsit! Astăzi, așa cum am promis, o să vorbim despre ariste. Și despre aristele care se găsesc în iarba care o pasc animalele noastre, pentru că ele sunt periculoase nu numai pentru capre, ci și pentru câini, pisici, vaci, cai, oi și ce mai umblă prin iarbă. Pentru că această iarbă care produce aceste ariste, în momentul în care ea se usucă și este atinsă, se descompune. Pur și simplu, toate secțiunile care sunt în ea, 5, 6, 7, câte are, unele sunt și cu mai mult, se descompun foarte repede, acolo sunt semințele și așa se înmulțesc ele. Dar până la înmulțirea lor mai provoacă și unele pagube sau daune, ca să zic așa, la animale. Și să vă spun acum cam care ar fi cauzele acestor ariste. Întâi să le identificăm. Am să vă las o poză acum să vedeți cum arată. Și după asta o să vă spun și câteva cauze care le-am identificat și eu, unele văzute, altele citite, cum ar veni. În primul rând, atunci când animalele pasc, există pericolul de a le intra în nas. Și dacă nu intră mai adânc un pic și le inspiră, pot ajunge în plămâni și acolo e o problemă destul de mare. Al doilea pericol care este mai major așa este atunci când intră un ochi. Lucru care și nouă ni s-a întâmplat la capre și avem una acum care a suferit acest lucru și o să vă arătăm cum am tratat-o. Filmarea a fost făcută de miercuri, astăzi este vineri și ea evoluează destul de bine. Acum sper ca până pe luni marți să-și revină cu ochiul definitiv, să nu mai aibă probleme să-i mai lăcrimeze și să mai fie alb, cu albeața aia în ochi sau roșu. Așa. Alt pericol care mai e de la ariste este atunci când poate să intre pe sub piele. Mai ales la caprele care sunt de rasă cu părul scurt, piele foarte sensibilă este între unghiile de la picioare, acolo la jumătate, știți unde mă refer, așa, și poate să provoace infecție sau pur și simplu pe la încheieturile sensibile ale articulațiilor. O altă problemă care a fost identificată este că ar putea intra și în organele genitale, provocând și acolo înțepături, disconfort și uneori chiar infecții. Când se lasă un pic de sânge, apare și o muscă 2, 3, 5, 7 inteligentă și gata, un vierme și de la unul mai mult și mai mult și mai mult și dacă nu ești atent, ferească Dumnezeu. Da, care ar mai fi? Nu ar mai fi, că nu prea mai știu ce ar mai fi. Și când mă refer la ariste, mă refer la tipul ăsta de iarbă, care este cel mai des întâlnit la noi. Și o să vă fac și o demonstrație așa, să vedeți cum se ia pe picioare, pe încălțăminte, pe ciorapi. Să vedeți cum se ia, da? Știți și dumneavoastră, nu trebuie să vă spun eu prea multe. Doar câțiva pași am făcut și ia uite. Astea sunt urmările de la aristele din iarbă. Am reușit de i-am scos
i-am scos arista din ochi și uitați că s-a albit ochiul și s-a înroșit. Și din cauza asta m-am spus că sunt foarte periculoase. Și acum o să folosim un unguent și o să-i dăm la ochi ca să-și revină. Acesta este unguentul pe care îl folosim. Este pentru bovine, câini, pisici, dar merge foarte bine și la capre și la oi. Așa, și este în tratamentul unor afecțiuni ale pielii, abcese, fistule, plăgi. Ce cauți mai aici, că eu citeam. Așa, și este foarte, foarte bun. Noi ăsta folosim. Acum să vedeți și cum îl aplicăm. Conține tetraciclină, eritromicină, sulfat de neomocină, prednizolon și alaie. Avem și pe doamna asistentă cu noi, care va aplica această soluție, această cremă de fapt. Hai, ține. Se bagă în ochi și la pleoape, se închide și se masează un pic așa și se aplică de 2-3 ori pe zi până când își revine. Cam asta e. Acum i-am pus o nițică uruială acolo ca să stea cu minte și începe să clipească și să-și facă efectul. Ține un pic de zgardă. Cam așa, da? O să fie bine. O să-i urmărim evoluția timp de 2-3 zile ca să vedem cum este. Așa apare. Un alt subiect despre care aș vrea să vorbim pe scurt astăzi este acela cu răcelile astea spontane ale caprelor, pentru că de capre vorbim doar, așa, deci cu răcelile spontane ale caprelor, că au fost câteva ploi și unele de lungă durată, altele doar așa câte o răpăială și când te prinde cu capra pe afară, mai ales astea mai sensibile, imediat muci. Nu este o problemă de neglijat, pentru că așa cum este și la om, este contagios. Este contagios și imediat le vezi cu lumânările la nas, o scârboșenie. Mie nu-mi place când le văd așa, că îi și face, nu se încurcă. Așa, și să nu le lăsați netratate. Imediat le faceți, chemați veterinarul sau dacă vă pricepeți le faceți un antibiotic, le faceți ceva, căutați antibiotic care să nu aibă remanență în lapte și să fiți nevoiți să aruncați laptele. Noi am găsit un așa antibiotic și aș putea să vi-l și recomand să puteți face. Că e păcat, adică o ploaie de 3-4 minute, dacă a prins-o și ea e un pic mai sensibilă, imediat începe să-i curgă nasul, imediat începe să strănute și respiră greu, respiră pe gură, exact ca și oamenii și nu-i ok. De aceea am fost la cineva care îl cunosc, un medic veterinar care are o farmacie la Slobozia, și ne-a recomandat acest medicament pe care am să vi-l arăt și eu acum. Acest medicament se numește Ceftisol. Nu știu dacă se vede bine, deci Ceftisol se numește. Este un medicament, acesta este un medicament românesc, puțin mai pe sărăchie, așa. Avem și varianta, noi nu. Avem și varianta la farmacie străină, care este mai scumpă cu câțiva zeci de lei, câteva zeci de lei, așa, și este foarte, foarte bun. Deci el are remanență în lapte
0 zile și este foarte bun pentru toate afecțiunile animalului, vorbesc doar de capre, așa, în afară de mastită. Restul rezolvă totul. În funcție de greutatea animalului, se citește prospectul și este bun și pentru bovine, este bun și pentru porcine. Doar la bovine este pentru carne și organe 6 zile, la porci 2 zile, în schimb la lapte 0 zile. Domnul doctor mi-a explicat că are o structură moleculară mai mare față de restul antibioticelor și nu intră în lapte, nu face deranj acolo, ca să fie bine, să nu fie rău. Da. Deci vă recomand, eu îl folosesc pentru că au venit 15 litri de ploaie acum vreo 3 zile. Asta a fost noaptea, am fost pregătiți, au fost caprele înăuntru la adăpost, dar ziua a venit o răpăială, așa de vreun litru jumătate și așa, din senin a venit, până ne-am dus, m-am udat și pe mine, le-au udat și pe ele și gata, mucișorii în floare la vreo 3-4. Și am încercat cu penstrep, nu prea am reușit și ca să fiu sigur am fost și am apelat la cunoștințele și bunăvoința domnului doctor și am rezolvat problema. Deci ceftisol se numește, este foarte, foarte bun. Acest flacon de 100 de mililitri costă în jur de vreo 78 de lei, cred că am dat pe el. Varianta străină e la vreo 130 de lei. L-am luat pe ăsta acum, așa, nu din sărăchie, din... N-am zis că n-am decât 3 capre care sunt bolnave, atât. Și este foarte bun, așa cum v-am spus, rezolvă toate problemele până la mastită. Tot ce e așa și nu are nicio problemă cu laptele. Da, deci atențiune la muci, atențiune la ochii animalelor și la tot ce vi se pare suspect. Și totodată să vă mai readuc cumva aminte că în perioada asta, când iezii au 4-5-6 luni, sunt predispuși ca să facă și pamblică. Să aibă ouă, să înghită ceva parazit prin pășuni, mai ales unde există umiditate și să vă uitați la ei atunci când își fac nevoile, să nu cumva să existe prin fecalele lor ouă de paraziți sau vreun început de adult ceva. V-am arătat în filmările de anul trecut ce s-a întâmplat, noi am găsit chiar la țap, am găsit, în special... Dacă vă era cu durerul de un cocoș, i-am băgat aici la îngrășat, că sunt cam mulți și a început să-și facă de cap. Și, cum vă spuneam, în special țapii și iezii sunt predispuși acum în perioada asta ca să facă. Bun, să nu mai ne lungim, cam asta a fost filmarea pentru ziua de azi. Vă mulțumesc frumos pentru că mă urmăriți și nu uitați că un like și un comentariu înseamnă o distribuire către cei care încă nu ne-au descoperit încă. Cam asta este, până data viitoare vom avea un subiect, un alt subiect, nu o să fie de capre, dar e de la noi, din curte. Mulțumesc frumos, să ne vedem sănătoși!